Nașterea ta de Dumnezeu născătoare, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos. Și dezlegând presemul a dat binecuvântare și stricând moartea ne-a dăruit viață veșnică. Prima mare sărbătoare de la începutul anului bisericesc este dedicată Maicii Domnului și anume nașterii Sfintei Fecioare. Am putea chiar spune că anul bisericesc începe și se încheie simetric, deoarece ultima mare sărbătoare este dedicată adormirii Maicii Domnului, ceea ce este firesc pentru că Maica Domnului este aceea care a atins sfințenia omenească în cel mai înalt grad posibil. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este una dintre marile sărbători pe care biserica le închină preasfintei născătoare de Dumnezeu, o luminoasă sărbătoare prin strălucirea aceleia care a dat naștere soarelui vieții Iisus Hristos. Sfânta Fecioară Maria este jertfa de curățire a umanității înainte ca marea jertfa lui Hristos pe cruce să ne împace desăvârșit cu Tatăl. De aceea se cuvine să-i aducem mamei lui Dumnezeu ca dar de naștere a ei lucrarea virtuților noastre. Să avem în ea desăvârșită încredere și să o chemăm în ajutor în orice împrejurare în timpul vieții noastre, ca puternică mijlocitoare către Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul ei, cel unul născut, ca să ne ajute și să ne apere în nevoile și în necazurile noastre. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, astăzi am săvârșit Sfânta Liturghie în această catedrală pentru a marca sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. Și în același timp, pentru a ne bucura cu toții că astăzi este ziua onomastică sau sărbătoarea municipiului Târgoviște, vechea cetate de scaun a țării românești, centrul politic și spiritual al românilor de odinioară. Sărbătoarea de astăzi este de o importanță deosebită, pentru că Fecioara Maria, care s-a născut în Nazaretul Galilei, este cea aleasă de Dumnezeire pentru a constitui, așa cum frumos se exprimă Sfinții Părinți, vasul ales în care s-a născut cel fără de început, Dumnezeu după trup, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cultul Fecioarei Maria nu se impunea așa de copleșitor în întreaga creștinătate, în întreaga lume
civilizată, dacă nu reprezenta ceva unic pe răbojul istoriei universale a neamului omenesc.